pare campana. Mi se pare campana. Da, mă, fraților, bine v-am găsit la primul meu daily vlog aici, pentru că mulți dintre voi mi-ați zis să fac daily vlog de la mare. Mă rog, daily vloguri, probabil o să fac mai multe vloguri de la mare. Că, na, sunteți și voi curioși, abar n-am de ce mulți ați vrut. Deci, da, fraților, asta o să și facem, primul meu daily vlog aici. Mai am ceva, nu mai am suc, frate. Da, deci într-o oră și 20 minute, cam așa, trebuie să dăm zoom. Sexy zoom. Deci cam într-o oră și 20 minute, cam așa, trebuie să plec spre, spre gară. Uite, pe prostia asta de laptop o să editez eu în puii mei. Fiți atenți aici, să vă arăt eu aici un pic ceva. Deci uite cum arată laptopul ăsta, jalnic, frate. Deci, în primul rând, stai așa, review turul laptopului, asta e un pic. Deci, man, aici în colț, dacă se vede, l-am scăpat de pe masă și s-a bulit în colț, dar nu, stați așa. S-a bulit și în spate, stați să vă arăt aici turul laptopului. Uite ce s-a întâmplat în spate, s-a rupt. Deci ăsta e cel mai șmecher laptop, să mor eu. Hai să-l deschidem. Dă-l drecu și dacă așa. Aici zici că e dat cu acid sulfuric în pui, uite cum s-a ars. Mă rog, cel mai ciudat laptop. Asta e sărită, nu știu dacă se vede pe filmare, dar e sărită, dacă apăs pe ea se mișcă ciudat. Mă rog, merge, dar se mișcă ciudat. Și de pe laptopul ăsta o să trebuiască eu să mă chinui, să editez 2 săptămâni să editez de pe laptopul ăsta. Cât stau la mare o să editez de pe laptopul ăsta, o să fie un chin, frate. Da, deci hai să trecem la următoarea secvență. Nu știu, daily vlog-ul o să ia cam 15 minute, cam așa. Sper să ducă căcatul ăsta de laptop să randez 15 minute, adică fără să ajungă în 100 de grade să se închidă, gen să randeze tot video fără să se închidă. De ce mă mărei? Nu-i voie. De ce mă mărei tu pe mine? Da, peti, da. Da. Opa, stai mă, că-mi prins, mă. A, n-are ochii, chiar. Bine, da, mă, băieți, deci am ajuns în tren. Momentan sunt doar eu pentru că ai mei au mers, adică înainte să plece trenul de obicei stau afară și acum aveți cum pleacă trenul așa chill. Uai, cum ar fi? Ar fi șmecher. Da, deci eu stau sus, dar acum m-am gândit, o să fie o mică problemă în pâine, pentru că eu niciodată nu pot să, deci eu nu pot să dorm ca lumea, efectiv, eu, deci un tren nu pot să dorm ca lumea. Adică, gen, mă pun în pat, dorm, adică mă culc, adorm și peste 5 minute mă trezesc și aud în ureche cum face trenul pe mine și e nervant, chiar nu pot să dorm. Și probabil o să fac, gen, o să mai fac secvențe noaptea în pâine, eu o să mă uit probabil toată noaptea pe geam sau mai ies și afară aici pe hol și o să mă uit pe geam, nu știu, chiar nu știu ce o să fac, dar nu cred că o să... Da, bă, băieți, mare setup ce mi-am făcut aici, uite cum stau trăiți, uite-l pe Eddie. Da, mare setup ce mi-am făcut aici, de stau un pic, mi zici că de-abia aici ajunge firul, deci nu prea ajunge cablul. Și m-am pus aici să mor eu, n-am loc aproape deloc. Eu acum am pus să meditez video până aici, că mi-am instalat toate programele, mi-am instalat și programul de editare. Da, deci eu m-am pus să meditez vlogul până aici, mă rog. Aproape am ajuns la, adică de fapt suntem în Caransebeș acum, în gara, hai să vă arăt și eu acum singur că bunicii mei s-au dat jos să se mai uite pe aici. Hai să vă arăt, deci suntem la Caransebeș, frate, aici mare setup aici ce avem. Opa, hai, m-am pus pe samba piciorul. Pe ce m-am, ok. Deci am ajuns aici la Caransebeș. Hai de pui mei, mai avem cred că vreo 800 de kilometri, că am mers cred că nici 60-70, nu știu cât am mers. Și da. Ia uitați ce frumos e aici. Băi, nu știu, dar cât de frig o fi afară.
Eu n-am ieșit afară că trebuie să stea cineva să păzească astea și am zis, bă, oricum am să fac afară. Uite, ăsta e patul meu, mi l-am făcut aici. Zici că dacă filmezi, nu găsești că e pușcărie, observați? Zici că e pat de la de pușcărie. Da, și eu mi-am pus ăsta e patul meu aici, dorm eu și o să-mi pun ceva filme. Eu gen, o să stau cu capul acolo și îmi pun ceva filme aici. Că, na, n-am ce să mă plictisesc în puii mic, eu nu... Dar eu v-am zis că nu cred că o să pot să dorm, eu am problema asta, nu pot să dorm ca lumea în... Nu pot să dorm ca lumea în tren, știți? Și trebuie neapărat să... Remo, ia uite-ne colegii. Ia uite-am aici. Nu știu dacă se vede. E vreo 2:30 noaptea și am ajuns în altă... În altă, să zic, în altă gară. Nu știu unde sunt, exact. O să mă uit imediat, mă uit pe... Voi pe GPS, să văd, nu știu unde suntem. Adică am dormit, am încercat să dorm, că n-am dormit, că la nu se poate numi somn. Că am dormit vreo... Nu știu. Cred că vreo jumătate de oră maxim am dormit. Uite, îmi bag. Eu la trenurile... Ia, bă, să-mi bag pula, e unul care doarme acolo, coie. Coie. Bă, e unul care doarme, bă, să-mi bag pula. Bă. Să-mi bag piciorul. Bă. E unul aici, în vagonul ăsta, la care doarme în pula mea și trenul e gol, gen, nu e nimeni în el. Samba, piciorul. Am dat și de fantome. Da, mă, băieți, deci e ora 5 dimineața, în pui mei, am ajuns aici, ne oprim, nu știu unde, eu stau pe coridor de vreo o oră și ceva, în pui mei, vine cineva, nu vine nimeni. Eu stau pe aici de vreo o oră și ceva, două, mă tot plim pe aici, mă plictisesc, ia să nu se focusează, e prea geamul, prea jegos. Ia, stați un pic. Ia. Băi, blocat geamul, stați un pic. Să vă arăt și afară, revin. Ia, uitați unde am ajuns, băieții. Suntem aici, nu știu. Nu știu exact. Băi, să-mi bag, bă, eu nu ieșit aici cu capul pe geamul, pui mei, la dreapta. Ia, uitați-vă. Dar nu-l filmez în primul expus, se supără, dracu. Mă ia la bătaie. Da, deci... Cam asta e, am ajuns, nu știu, suntem la București aproape, așa scrie acolo, că suntem aproape de București undeva. Nu știu exact. M-a pus să fac un timelapse acum, pentru că, na, se face dimineața și arată, o să arate frumos. Și cred că cam atâta cu daily vlog-ul ăsta, pentru că restul o să văd eu ce să... Ia uite, păi, ce e aia, o pungă acolo, what the fuck. Cred că cam atâta cu daily vlog-ul ăsta, pentru că, mă rog, o să vină un timelapse și probabil că o să coborăm din tren în Mangalia. Că... Să am și eu ce face, după aia fac, filmez pe acolo, îmi pui mic, ajungem la mare și alea, dar aia o să fie în următorul daily vlog, nicio problemă, bă, băieți. Nu știu exact unde sunt, să mor eu. Noi nu știu unde suntem, trebuie să mă iei pe GPS din nou. Suntem la București, aproape de București trebuie să fim. Mai avem încă vreo 4 ore, cred că 4-5 ore ajungem și da. Yeah.
Dana, e Sanda, e aici Raluca, nu Raluca, Raluca e în partea uite, mai dreapta. Uite, uite. Da. Se pare campana. Hm? Se pare campana. O campana. A, pampana. Aici e hotelul, mai în față. Nu, mai în față. Pampana, nu mai puțin. Care ne duce până la intersecția aceea. Aproape, uitați-vă.